Bun găsit, stimați prieteni, spune Sergiu Tofilat, alături de mine este colegul meu, domnul Tudor Șoitu. Astăzi vom aborda subiectul datoriei la gaz, în special ne vom referi la datoria malului drept, cum s-a format, care este valoarea vehiculată de autorități și cum de fapt a fost majorat artificial prin acțiuni ilegale comise de Gazprom în complicitate cu guvernanții din Republica Moldova. Alegerile vin și trec, însă problema formării și acumulării datoriei la gaz rămâne nesoluționată deja de mai bine de 25 de ani. Și iată, colegul meu, domnul Șoitu, se ocupă de investigarea acestei probleme și în genere fraudelor din sectorul gazelor naturale pe parcursul ultimilor 20 de ani, cel puțin. Eu am consacrat ultimii 5 ani din activitatea mea pe investigarea acestor fraude, în genere din sectorul energetic. Deci, astăzi noi, de fapt, prezentăm al patrulea studiu, deja, care se referă la fraudele în administrarea complexului de aprovizionare cu gaze. Îl vom publica în scurt timp și pe site-ul nostru. Studiul se numește Moldova versus Gazprom. Cine de fapt are datorii? Așa? Să începem cu principala întrebare. Care de fapt este datoria la gaz la moment? Noi avem protocolul Comisiei Mixte Moldova-Rusia din septembrie 2019 și în el se menționează că datoria la gaz are de fapt a Moldova gazului comună, și a malului drept și a malului stâng, la situația din 9 august 2019 a fost 6,1 miliarde de dolari. Deci în protocol a Comisiei Moldova-Rusia scris datoria la gaz este 6,1 miliarde de dolari. În raportul Gazpromului din 30 septembrie, adică 2 luni mai târziu, datoria deja este de 6,5 miliarde dolari. Deci vedem o diferență de minim 360 de milioane de dolari în doar 2 luni. Ținând cont de volumul consumului de gaze a Moldovei, este imposibil ca în 2 luni să se acumuleze, ca datoria să crească cu 300 ceva de milioane de dolari. Deci concluzia prima este că nici autoritățile nu cunosc care este de fapt datoria la gaz a Republicii Moldova. Noi putem să o deducem din 2 documente. Pentru că sunt 2 componente a datoriei. Prima este datoria la gaz direct față de Gazprom, în sumă de 6,7 deja miliarde de dolari, deci datoria directă Moldova Gaz către Gazprom. Asta o găsim în rapoartele financiare a Gazpromului. Și mai este o datorie de 1,2 miliarde de dolari de la Moldova Gaz către Factoring Finance. Este o companie fică a Gazpromului. În 2005, Gazprom a cesionat toată datoria acumulată către o companie fică. Deci total vorbim de o datorie de 7,9 miliarde de dolari, care crește în permanență, în fiecare zi, în fiecare oră. Asta e prima. A doua, tot în protocol este menționat că datoria malului drept, adică a consumatorilor din Republica Moldova, fără regiunea transnistreană, este de 443 de milioane de dolari. Potrivit estimărilor noastre și materialelor și documentelor care au stat la baza studiului despre care discutăm astăzi, datoria la gaz a malului drept a fost majorată artificial cu minim 952 de milioane de dolari prin diferite acțiuni ilegale despre care o să discutăm astăzi în detaliu, să explicăm de unde am ajuns la suma asta. Și suma asta nici nu este completă. Deci am constatat că cifrele din raportul, din protocolul Comisiei Mixte Moldova-Rusia nu corespund cu realitatea. Ele se contrazic chiar cu rapoartele financiare ale Gazpromului. În ceea ce privește datoria malului stâng, noi nu recunoaștem această datorie, mă rog, nici autoritățile noastre nu manifestă interes să o plătească, cu unele mici excepții. Dar am avut situația când președintele Dodon a declarat că este o datorie comună și trebuie să luăm măsuri cu ea, însă datoria malului drept avem suficiente temeiuri ca să ne putem apăra interesele și să o declarăm o datorie odioasă, pentru că livrarea gazelor de către Gazprom în stânga Nistrului pe datorie nu este altceva decât finanțarea separatismului la noi în țară.
Deci, dacă să analizăm această datorie sau aceste relații comerciale între Gazprom, Moldova Gaz și regiunea transnistreană, deci spunem întrebare simplă. De ce Gazprom continuă să livreze gaz în stânga Nistru dacă ei nu plătesc? Da? Noi, ca și orice simplu consumator, dacă nu plătim o lună de zile gazul, vine și deconectează pur și simplu. Cu toate acestea, Gazprom, deși scrie în rapoartele financiare în fiecare an că regiunea transnistreană n-a plătit datoria și s-a acumulat încă nu știu câte sute de milioane de dolari, continuă să livreze. În mod normal, când este vorba de relațiile între doi agenți economici, în cazul dat Gazprom și Moldova Gaz, în situația în care tu ai livrat marfă și n-ai primit achitarea, tu ce faci? Acționezi în judecată compania care ți-e datoare și pui sechestru pe patrimoniul acestei companii ca să-ți recuperezi mijloacele băniști. Păi, patrimoniul Moldova Gaz, nu uităm la raportul financiar din anul precedent, patrimoniul Moldova Gaz e puțin peste 700 de milioane de dolari, pe când datoria este 7,9 miliarde de dolari. Deci chiar dacă admitem că Gazpromul mâine vinde tot patrimoniul Moldova Gaz, el își poate acoperi doar 10% din totalul datoriei la gaz. Cu alte cuvinte, Gazprom nu urmărește scopuri comerciale când livrează gaz în regiunea transnistreană. Gazprom, de fapt, agenda Gazpromului în ceea ce ține de livrarea gazelor în regiunea transnistreană este una politică. Și ea se poate exprima prin următoarea frază. Consolidarea influenței ruse în Moldova prin finanțarea separatismului, coruperea guvernării din Moldova și menținerea rolului de mediator a Rusiei în conflictul transnistrean în propriul său interes. Deci trebuie să menționăm, posibil că nu toți cei care ne privesc sunt familiarizați cu situația privind livrarea gazelor pe datorie în regiunea transnistreană. Deci, contractual, Moldova Gaz livrează gazele în regiunea transnistreană și respectiv își asumă toate angajamentele față de Gazprom. Acumulează datorii. Mai departe, regimul neconstituțional de la Tiraspol vinde acest gaz. Îl primește gratis și îl vinde. Îl vinde la consumatori locali. Cel mai mare este centrala termoelectrică moldovenească sau Moldavskaya GRES. Îl vinde, sigur, la preț, nu de piață, dar ceva mai mic sau mult mai mic, 20-30% din prețul real de piață. Mai departe, cel mai mare consumator central la Moldgres produce energie și ne-o vinde nouă. Deci în prețul energiei pe care îl achităm noi zi de zi, este inclus și o parte din costul gazului. Și banicia ajung la Moldavskaya GRES, care se achită cu Tiraspol Transgaz pentru gazul consumat la producerea energiei. Și Tiraspol Transgaz nu achită bani către Moldova Gaz, dar transferă acești bani către bugetul separatist. În studiul care l-am publicat noi în 2017, am demonstrat că minimum 35% din bugetul separatist este format anume din încasările în contul special de gaze, deci din vânzarea gazului către consumatorii din stânga Nistrului. Deci, concluzia e simplă. Gazprom livrează gaz Transnistriei. Asta este o formă de subsidare de finanțare a regimului separatist. Și noi avem suficiente temeiuri să cerem Gazpromul. Noi mă refer Republica Moldova. Are suficiente temeiuri și argumente să ceară Gazpromului anularea datoriei malului stâng. Să-și asume Gazprom și administrația de la Kremlin, care ia decizii. Ce este cu datoria malului drept și ce facem cu ea? Deci, conform protocolului Comisiei Moldo-Rusie, din Comisiei Interguvernamentale din septembrie anul trecut, datoria malul drept este de 443 de milioane de dolari. Asta nu este datoria deplină. Din afirmațiile ministrilor de economie și altor oficiali, datoria ar fi de vreo 780 de milioane de dolari, inclusiv partea ce ține de datoria cesionată către factori în finanță. Însă, o delimitare clară a datoriei între malul drept, Republica Moldova, și malul stâng, veridică, confirmată, verificată de vreo instituție de Republica Moldova, nu există.
Nu există pentru că nu s-a făcut niciun audit al activității Moldova Gaz de la momentul înființării, din anul 1998. Ce facem cu datoria malului drept? Dat fiind faptul că noi avem suficiente materiale să demonstrăm că datoria malului drept a fost majorată artificial cu minimum 950 de milioane de dolari, noi analizăm posibilitatea ca Republica Moldova la un moment dat să acționeze Gazpromul în arbitraj, dacă prin negocieri directe nu se va primi să reducem această datorie a malului drept. Nu este ceva nou sau ieșit din comun. Spre exemplu, anul trecut, în decembrie, Ucraina a câștigat arbitrajul contra Gazpromului în 2018, dar anul trecut, în decembrie, Gazprom a achitat companiei Naftogaz din Ucraina 2,9 miliarde dolari pentru că a pierdut arbitrajul la Stockholm. Anul ăsta, în iulie, pe 1 iulie, Gazprom a achitat furnizorului din Polonia 1,5 miliarde dolari, la fel pentru niște abuzuri comise în formarea prețului. Deci, posibilitatea de a câștiga în instanță internațională contra Gazpromului, ea este reală. Totul depinde cum noi vom pregăti, noi, Republica Moldova, ne vom pregăti pentru acest arbitraj. Însă există o problemă. La moment, potrivit contractului semnat între Moldova Gaz și Gazprom, toate litigiile se examinează în arbitrajul de la Moscova. Cum credeți dumneavoastră, care este șansa ca noi să avem câștig de cauză în arbitrajul de la Moscova? Este aproape egală cu zero. De aceea examinăm posibilitățile juridice ca să scoatem această chestiune, acest eventual litigiu, într-un arbitraj internațional cu adevărat independent. Numai acolo noi putem avea câștig de cauză. Acum trecem la descrierea componentelor, cum am ajuns noi la faptul că datoria malului drept a fost majorată artificial cu 952 de milioane de dolari. Deci în studiul nostru, la pagina 17, da, este un tabel în care este indicată fiecare componentă, cum am ajuns noi la acest lucru. Eu propun să începem cu prima și probabil cea mai grav abuz, cea mai gravă ilegalitate comisă în ceea ce ține de acumularea datoriei, de administrarea frauduloasă a sectorului gazelor naturale. Asta s-a întâmplat în anii 1994-95, când s-a format predecesorul Moldova Gaz, compania Gaz Snap Transit. Întâi de toate, în decembrie 1993, Gazprom a semnat cu partea moldovenească un nou contract de livrare a gazelor. Au fost introduse câteva condiții nu tocmai în favoarea noastră, abuzive. În primul rând, prețul gazului a fost majorat de la 38 de dolari jumate până la 80 de dolari pentru consumatorii din Moldova. Ucraina în acel timp plătea 50 de dolari pentru 1000 de metri cubi. Noi plăteam 80 de dolari. În Uniunea Europeană, unde cheltuielile să aduci gazul încolo sunt mult mai mari, UE plătea în medie 73 de dolari. Deci noi plăteam cel mai scump preț din regiune. Asta e prima. A doua, în condițiile celui contract, este anexat pagina din contractul celălalt din 93, este anexată la studiu. În condițiile contractului era prevăzut că Moldova va achita gazul în avans și dacă întârzi măcar cu zi, plătește penalități. Valoarea penalităților era de 128% anual. Cam de vreo 17 ori mai scump decât celelalte țări din spațiul CSI. Deci noi, pe lângă faptul că plăteam cel mai mare preț, noi achitam gazul în avans și plăteam cele mai mari penalități din tot spațiul post-sovietic. În consecință, iată, din cauza acestor condiții abuzive, inclusiv din cauza faptului că regiunea transnistreană nu plătea gazul, deci după ce a avut loc conflictul armat la Nistru, în 92, regiunea transnistreană a încetat să mai achite gazul și noi acum l-am datorit.
Iată, în rezultatul acestor factori, în anul 1994, datoria la gaz a Moldovei, atunci era a Moldovei, s-a majorat de la 22 de milioane la 291 de milioane. Gazprom s-a folosit de acest lucru pentru a solicita Republicii Moldova transmiterea anumitor active. Vorbim concret de gazoductele de transport, prin care se tranzitează gazul din Rusia, prin Ucraina, Moldova, spre România și Balcani. Deci Gazprom urmărea scopul să obțină controlul asupra rețelelor magistrale de gaze. În mai 1995, guvernul Sangheli, prin hotărârea de guvern numărul 302, transmite rețelele de transport în capitalul social al companiei Gaz Snap Transit. Deci este formată o companie nouă unde Gazprom obține cota de 50% de acțiuni. Problema care este? Toate rețelele de transport au fost evaluate preventiv, deci o evaluare preliminară, în valoare de 108 milioane dolari. Deci cota Gazpromului 54 de milioane. 104 milioane? Da, 104 milioane și 52 e cota Gazpromului. Valoarea de piață reală a celor gazoducte este de peste 900 de milioane de dolari, reieșind din metoda veniturilor. Adică ce venituri vor aduce aceste gazoducte pe durata lor de viață, de exploatare. Reieșind din volumul de tranzit a gazului, din tariful la tranzit. Calculele detaliate sunt în studiul publicat de colegii mei, domnul Șoito și Victor Parlicov, în anul 2007. Studiul se numește Industria gazului, povara ignoranței și costul erorilor. Deci aici sunt calculele cum s-a determinat această valoare de 936 de milioane de dolari. Respectiv, cota Gazpromului de 50% trebuia să constituie nu 52 de milioane, dar 468 de milioane. Respectiv, prejudiciul adus de guvernul Sangheli prin cedarea gazoductelor magistrale către Gazprom la prețuri derizorii a constituit 416 milioane de dolari. Mai mult ca atât, hotărârea respectivă, numărul 302 din mai 95, este ilegală pentru că nu a fost publicată în monitorul oficial. Mai sunt și alte încălcări, ele sunt descrise în studiul cel din 2007, dar principala problemă e că nu a fost publicată. Deci prin subevaluarea patrimoniului și cedarea cotei de 50% către Gazprom, în anul 1995 Republica Moldova a fost prejudiciată cu 416 milioane de dolari. Iată prima componentă de unde noi ajungem la majorarea, creșterea artificială a datoriei. Ca exemplu, veniturile din tranzitul gazului pe care Gazprom le achită în fiecare an Republicii Moldova sunt în jur de 55-60 de milioane de dolari. Da, o parte din ele merg la acoperire cheltuielilor, însă tu, mă refer aici partea moldovenească, tu cadonezi acest activ, acest patrimoniu care îți aduce un venit anual de 55-60 de milioane de dolari, tu îl dai cu 52 de milioane. Deci ca să aveți o bază de comparație. Același scenariu, Gazprom, sau mai bine zis autoritățile de la Kremlin, au încercat să le implementeze în Ucraina în anul 2015. Mai exact, prețul gazului a fost majorat de la 268 la 485 de dolari. Asta s-a întâmplat încă în 2014, de fapt, după anexarea Crimeei. La fel a fost introdusă condiția de achitare în avans și din februarie 2015 Gazprom a început livrarea gazelor pe datorie, da, ca și în cazul Transnistriei, către estul Ucrainei, către regiunea Donbass, în zonele ocupate de separatiști proruși. Putin personal a insistat ca livrarea gazelor să fie efectuată în regiunile ocupate de separatiștii proruși, în estul Ucrainei. Deci este comunicatul Gazpromului din 8 aprilie 2015, unde Putin îi spune lui Miller: «Нужно обеспечить бесперебойную поставку всем партнерам, в том числе и на юго-восток Украины». Нафтогаз a fost într-o poziție ceva mai bună decât Moldova Gaz și decât Republica Moldova, pentru că, în primul rând, judecarea litigiilor între Naftogaz și Gazprom se efectuează în arbitrajul de la Stockholm,
la noi, în arbitrajul la Moscova. Și doi, Naftogazul singur decidea prin care conducte să fie făcută livrarea gazelor. Deci când soliciți să fie livrat gazul, Naftogaz decidea prin care conducte. Gazprom, încălcând prevederile acestui contract, a început să livreze gaze în regiunile separatiste, Donetsk și Luhansk. Naftogaz s-a adresat în arbitraj și a obținut câștig de cauză. Noi deocamdată nu avem această posibilitate. Mergem la următoarea componentă, cum a fost majorată cota Gazpromului în Gaznap Transit. O să-l rog pe colegul meu, domnul Șoitu, să ne explice care a fost situația asta. Deci, reiterez, în 95 s-a format Gaznap Transit, întreprindere mixtă moldorusă, în care noi, Republica Moldova, am transmis Gazpromului rețelele, gazoductele magistrale în contul achitării unei părți a datoriei la gaz. Deci Gazprom avea o cotă de 50% în Gaznap Transit, care era evaluată la 52 de milioane de dolari. Ce s-a întâmplat mai departe și cum i-am oferit noi un cadou gratis Gazpromului, ne va povesti domnul Șoitu. Așa cum spunea domnul Tofilat, subiectul studiului respectiv, noi ne referim strict asupra faptului cum s-au format datoriile și deranjul cel mare a fost când, conform protocolului respectiv din anul 2019 la care s-a referit domnul Tofilat, acolo se indica că chipurile Republica Moldova ar avea o datorie față de Gazprom în valoare de 443 de milioane de dolari. Acest lucru ne-a impulsionat ca să facem un studiu și să determinăm real care este datoria Republicii Moldova din documentele care sunt, cum spunem noi, bătute în țânte și care stau la suprafață. Noi nu insistăm că anume 952 de milioane, iar putea suma asta să fie mult mai mare. Am trecem la componentele care confirmă valoarea asta de 952 de milioane de dolari, care prin diferite scheme comune între Gazprom și administrația de la Chișinău, administrarea de vârfă a Republicii Moldova, s-au făcut aceste cederi, dacă vreți să le spun așa, în folosul Gazpromului. Prima componentă, dacă vreți să trecem la componente, este, vreau să zic, hotărârea Guvernului 1068 din 21 octombrie 98, punctul 5, unde scrie negru pe alb. Cota Gazpromului în Gaznap Transit a fost majorată cu 33 de milioane de dolari. Adică Gazpromul sau Gaznap Transitul la momentul fondării societății pe acțiuni Moldova Gaz vine nu cu 52 de milioane, dar vine cu 85 de milioane de dolari, adică au inventat o evaluare care, drept să-i spunem, nici nu a avut loc. Dacă într-adevăr ar fi fost făcută o evaluare respectivă, iar conform punctului 3 din hotărârea Guvernului 1068, se spune o eventuală evaluare schimbă cotele și se strânge o parte din datoria Republicii Moldova. Deci, în măsura 33 de milioane trebuia să fie strânsă și o datorie a Republicii Moldova față de Gazprom. Acest lucru nu s-a întâmplat. Tot prin hotărârea 1068-98 a fost constituită întreprinderea mixtă Moldova-Gaz. În capitalul social a societății pe acțiuni Moldova-Gaz au fost incluse rețele de transport care aparțineau Gaznap Transitului, adică cu părțile, componente sau cu cotele respective a Tiraspol Transgaz, în Moldova Transgaz și cota Gazpromului. Și rețelele de distribuție. Guvernul Republicii Moldova a inclus rețelele de gaz în capitalul social a Moldovei Gaz în baza unei evaluări preliminare, încălcând prevederile punctului articolului 9.2 din legea cu privire la investițiile străine. Este vorba de legea cu privire la investițiile străine 998 din 1 aprilie 1992. Hotărârii sau articol care presupune capitalul social la întreprinderile cu capital mixt sau capital străin se evaluează în baza prețurilor mondiale la momentul includerii în capitalul social. Deci, evaluarea preliminară este ilegală și micșorată, vreau să zic, intuitiv.
De fapt, constituirea societății, am spus că este ilegală, mai departe, în punctul 3, hotărârii de guvern pentru Adrege Busuiocul, departamentul privatizării, șeful departamentului, domnul Vladimir Filat, trebuia în următorii în anul 99, vreau conform punctului 3, să facă reevaluare definitivă a patrimoniului la prețul mondial, așa cum spuneam, cum prevede hotărârea legii respective, pentru a revizui capitalul social al Moldovei Gaz și a achita o parte din datorii. Acest lucru nu a fost realizat, de aceea apare o întrebare cât drumul Filat, care era șeful departamentului de privatizare, care este motivul că n-a executat prevederile hotărârii de guvern din 68. Și acolo, dumneavoastră, acolo, deci... Aici mai este un element despre care nu se discută, sau discută foarte puțin, în cercuri restrânse. Deci, în 98 și 99, deci când a fost fondat Moldova Gaz, noi, Republica Moldova, am transmis Gazpromului patrimoniu, rețelele de gaz, cele de transport, Gaznap Transit a fost inclusă în Moldova Gaz, suplimentar le-am dat rețelele de distribuție. Gazprom a obținut 50% din Moldova Gaz și trebuia să stingă 59,9 milioane de dolari datoria la gaza noastră a Republicii Moldova. Deci Gazprom a primit patrimoniu, trebuia să ne reducă datoria. Această datorie Gazprom a redus-o abia în 2001. O leacă cu întârziere, de vreo 3 ani. După actele de verificare, Gazprom, atunci în 2001, a stins datoria pentru anul 1997. Problema e că în 2001 Moldova nu avea datorii pentru anul 1997. Cele erau datoriile malului stâng. Deci Gazprom, din contul patrimoniului obținut de la Republica Moldova, a stins aproape 60 de milioane de dolari datoria malului stâng. Deci încă un element care a condus la majorarea, creșterea artificială a datoriei malului drept. Și mai sunt încălcări de genul ăsta la emisia cambiilor. Rog domnul Șoitu să ne dea detaliile. Da. Strângerea datoriei malului stâng în contul cambiilor emisii 97. Vreau zic că în anul 1997 a fost emis hotărârea 275 a guvernului prin care trebuia să strângă o datorie și iarăși o datorie care nu exista deja în perioada anului 1997, deja era strâns pentru perioada anului 94-95, de 140 de milioane de dolari. În momentul când a intrat în vigoare această hotărâre și depunerea acestor cambii în Banca de Rezervă din Moscova, această datorie a fost strânsă, dar conform hotărârii guvernului presupunea strângerea datoriei strictă la anul 94-95, malul dreptul la etapa aplicării acestor cambii la strângerea datoriilor, malul drept pentru perioada 94-95 nu avea datorii. Și atunci a fost iarăși dintr-o 140 de milioane de dolari a fost strânsă 130 de milioane o datorie a Transnistriei. Aceste scheme, vreau zic, au fost aplicate, vreau zic că de către Guvernul Republicii Moldova și în anul 2000. De exemplu, în anul 2000 apare o altă hotărâre, dacă în 97 prim-ministru era domnul Cibuc, acum apare o hotărâre în care prim-ministru este domnul Bradiș, emite o altă hotărâre de guvern prin care se stânge, se emite iarăși cambii în valoare de 90 de milioane de dolari pentru strângerea datoriei Republicii Moldova. Fix același scenariu se repetă și în anul 2000 și strânge o datorie a Republicii Moldova din 37-63, 27 de milioane a Republicii Moldova, iar 63 de milioane strâng o datorie a Transnistriei. În așa fel, noi vedem cu ochiul liber cum administrațiile, guvernările din Republica Moldova practic finanțează separatismul din Tiraspol.
Din nou, la acest moment, da, am vorbit, 63 de milioane au fost strânse din contul datoriei, din contul cambiilor, așa numite cambii, emise de Guvernul Republicii Moldova. Și mai departe despre domnul Tofilat. Da, mulțumim domnul Șoitu, o altă componentă care în opinia noastră a condus la majorarea ilegală a datoriei malul drept, ține de repartizarea abuzivă a veniturilor din tranzitul gazului. Deci, potrivit contractului semnat între Moldova Gaz și Gazprom, Gazpromul ne achită nouă pentru tranzitarea gazelor către Balcani. Deci, ei se folosesc de gazoductele care sunt pe teritoriul Moldovei și achită pentru asta. Un tarif de 3 dolari pentru 1000 de metri cubi. Acum, întrebarea constă, dar cum se repartizează corect acest venit? În mod normal, în toate țările civilizate, veniturile se repartizează proporțional cheltuielilor fiecărei părți și în cazul dat vorbim de proporțional lungimii rețelilor. Deci 72% din gazoductul transbalcanic prin care are loc tranzitul, 72% sunt pe teritoriul Republicii Moldova, 28% sunt în regiunea transnistreană. Dar veniturile se repartizează 50-50. Cu alte cuvinte, noi, Republica Moldova, ratăm anual circa 22% din veniturile din tranzitul gazului. Reieșind din tranzitul anual luăm valoare minimă de 19 miliarde de metri cubi, din păcate tranzitul a încetat anul acesta, din cauza faptului că Gazprom a construit gazoductul Turkish Stream și practic nu mai tranzitează nimic prin Moldova, deci cantități infime. Dar până în 2019 Gazprom anual tranzita circa 19-20 și mai multe miliarde metri cubi de gaz. La un tarif de 3 dolari, această cotă de 22% din venitul de tranzit, pe care noi o ratăm, o cadonăm, așa, regiunii transnistrene, echivalează cu circa 12,5 milioane dolari anual. Deci pentru perioada anilor 2000-2019, 20 de ani, noi am ratat circa 250 de milioane de dolari din veniturile la tranzitul gazului. Acești bani puteau fi lejer folosiți de Republica Moldova, de malul drept, pentru a achita datoria la gaz. Însă această repartizare abuzivă a veniturilor de tranzit vine din condițiile abuzive în contractul Moldova-Gaz cu Gazprom. Da? Acolo este specificat lucrul ăsta. Acum, în același contract, el a fost publicat, mulțumim foarte mult jurnaliștilor de la Rise Moldova care au dat public acest contract. În acel contract este o chestiune foarte interesantă. Sunt două gazoducte prin care se... gazoducte de transport specificate în acel contract. Primul este gazoductul transbalcanic, prin care are loc tranzitul gazului, el e folosit. Aici veniturile sunt repartizate 50-50 între Moldova și regiunea transnistreană. Celălalt gazoduct magistral de transport, Ananiev Cernăuț Bogorodcean, ACB, el duce spre nordul Republicii și spre depozitele subterane de gaz ale Ucrainei. El nu este folosit la tranzit. Iată, pentru acel gazoduct, repartizarea veniturilor, așa e specificat în contract cu Gazprom, se face proporțional lungimii rețelilor între părți. Cu alte cuvinte, acolo unde gazoductul aduce venit, acest venit se repartizează 50-50, gazoductul care nu este folosit, acolo venitul se împarte proporțional cu lungimea rețelilor. Vedem o abordare subiectivă. Da, a Gazpromului pe aceeași întrebare. Mai departe, deci să recapitulăm un pic, noi am abordat 6 chestiuni care țin de decizii ilegale și abuzive, acțiuni comisii de Gazprom în complicitate cu guvernele din Republica Moldova, în perioada 94 și până în prezent. Deci, indiferent care partid, de care coloratură politică erau la guvernare, nimeni nu a găsit de cuvință să se opună acestor sau să investigheze aceste acțiuni ilegale. Și vorbim, iată, până acum din ceea ce am povestit noi, în total ieșim la o sumă de 952 de milioane de dolari
sumă care, prin care datoria malului drept a fost majorată ilegal. Însă asta nu este tot. Din păcate, noi ne-am referit doar la, să spunem așa, decizii de transmitere a patrimoniului, emisii cambiilor, repartizări veniturilor de tranzit, dar mai sunt sunt acțiuni care au fost comise la, să spunem așa cum este, au avut loc fraude în administrarea întreprinderii Moldova Gaz, care la fel au contribuit la creșterea datoriei la gaz. Pentru că orice bănuț pe care Moldova Gaz îl primește de la consumatori, el este destinat pentru anumite cheltuieli. Așa este specificat de Andrei. Nu mai vorbim de faptul că tarifele cele sunt prea mari și acolo tot trebuie de făcut ordine. Asta e subiectul unei alte discuții în genere. Dar vorbim de faptul că chiar și acei bani incluși în tarif, în tariful la gaze, pe care noi îi achităm, Moldova Gaz îi cheltuia în alte scopuri. Am să duc câteva exemple, pentru că ceea ce prezentăm noi astăzi este doar punctul de pornire, de la faptul că noi o să facem conferința de presă, nu o să schimbe mare lucru, deci vrem să vedem dacă procuratura este dispusă să investigheze măcar fraudele comise la Moldova Gaz. Deci câteva exemple care la fel au condus la creșterea datoriei malului drept și aceste fraude trebuie investigate și banii recuperați. Deci în anul 2012, Andrei a emis 4 hotărâri privind delapidarea banilor din Moldova Gaz. Mai concret, se făceau achiziții de contoare, de conducte de gaz prin intermediul firmelor offshore. Iată, la noi cei mai mari furnizori de conducte de gaz și de contoare erau în Cipru. Și se achiziționau mărfurile cele la prețuri care depășau prețul de piață de 3-4 ori. Andrei, în 2012, a constatat fraude de circa 20 de milioane de dolari și a exclus aceste cheltuieli din tarif. Deci faptul că Moldova Gaz a cheltuit banii nu conform destinației, așa cum e stabilit de tarif, dar în alte scopuri, deci a furat o parte de bani, Moldova Gaz putea să achite datoria la gaz. Din răspunsul care l-am obținut noi de la Ministerul Economiei în 2016, trebuie să menționez că Andrei a transmis toate materialele atunci în 2012, le-a transmis la CNA și la Procuratură. Nu mai vorbesc de Parlament, de Guvern. Deci Procuratura a intentat dosare penale, pentru că avea toate materialele, declarații vamale, dispoziții de plată, contracte, tot. Numai ești apuc și lucrează. Noi ne-am adresat la Ministerul Economiei, care reprezintă statul în conducerea Moldova Gaz. Să întrebăm, ce măsuri au fost întreprinse, iată, în calitate de acționar, statul, ce măsuri a întreprins ca să recupereze cele 20 de milioane de dolari? Prin răspunsul primit de la Ministerul Economiei, am constatat că Procuratura a clasat 3 cauze penale pe 3 hotărâri Andrei, una încă se află, nu știu unde, în Procuratura Droche, nici măcar nu este investigat. Un alt element foarte interesant, despre care, nu știu, noi am aflat în premieră anul acesta. Domnul Veceslav Platon, foarte cunoscut personaj, acum ajută procuratura la investigarea miliardului, că nu mai sunt oameni specialiști în țara asta, am ajuns să ne ajute Platon la recuperarea miliardului. Bun. Domnul Platon, la fel, prin decizii de judecată abuzive, a cauzat un prejudiciu întreprinderii Moldova Gaz de 57 de milioane de lei în perioada 2006-2008, potrivit unui act de inspectare înfăptuit de Centrul pentru Combaterea Crimelor Organizate și Corupției, CCCEC, care acum este CNA. Deci, Platon a... Haideți să explicăm cum funcționa această schemă. Așa, o secundă. Deci noi vorbim de fabrica de sticlă Crystal Flor, care era în procedură de insolvabilitate, începând cu anul 2005. Atunci Moldincom Bank a intentat această procedură, Moldincom Bank a fost folosită de Veceslav Platon și potrivit procurorilor el controla mai mult de 60% din acțiuni, direct sau indirect. Deci, a fost intentat procedura de insolvabilitate la Crystal Flor. A fost numit un administrator de insolvabilitate destul de loial către domnul Platon. El în scurt timp a fost înlocuit cu altul. Detaliile găsiți aici în studiu sau în raportul CNA-ului.
prin încheiere ilegală a Curții de Apel Economice din 6 iulie 2006, judecător Nicolae Craiu, menținute de Curtea Supremă de Justiție la 10 august 2006, judecători Ion Muruianu, Ion Vâlcu, Vasile Cherdivară, Moldova Gaz a fost obligată să livreze gaz pe datorie fabricii de sticlă Cristal Flor. Lucrul ăsta este ilegal, pentru că el contravine legii cu privire la energetică, în care este stipulat foarte clar, dacă consumatorul nu a achitat consumul gazului, Moldova Gaz, sau, mă rog, operatorul, furnizorul de gaze, are dreptul să-l deconecteze. Dar iată la noi judecata mai presus ca legea. În rezultat, fabrica de sticlă primea gaz pe datorii de la Moldova Gaz, producea butilii de sticlă și le vindea către companii controlate de Vecislav Platon, care vindeau aceste butilii și primeau bani curați. În rezultatul acestei decizii, acestor decizii ilegale de judecată și activităților conduse de domnul Platon în administrarea fabricii de sticlă Cristal Flor, în perioada 2006-2008, datoria fabricii către Moldova Gaz a crescut cu 57 de milioane de lei sau aproximativ 5 milioane de dolari. La fel, acești bani puteau fi folosiți pentru stingerea datoriei la gaz a malului drept. Potrivit actului CCCEC despre care am spus noi, cel puțin 37 de milioane de lei CNA-ul a identificat la care firme s-au dus. 19 milioane de lei s-au dus la SRL Aviron PAC din România, 5,2 milioane de lei la SRL Lapadexim, 3,8 milioane de lei prin SRL Cristal Flor Odessa, SRL Cristal Flor Ucraina și SRL Cristal Flor 1 din Belgorod-Dnestrovsk și așa mai departe. Foarte interesant este altceva care mie personal mi-a tras atenție, pentru că am mai făcut cu domnul Negruță anul trecut un studiu privitor la laundromatul rusesc. Deci în acest act de inspectare făcut de CNA sunt câteva elemente interesante. În primul rând, două firme care, prin care domnul Platon vindea butelii de sticlă, mai exact SRL Oriprint Prim și SRL Global Commerce, erau înregistrate pe aceeași adresă și arendau același sediu de la Maria Uzun, mama domnului Vecislav Platon, în orașul Căușeni, strada Eminescu 17. Aceste coincidențe, nu știu cum interesant, sunt ignorate de procurorul Victor Munteanu, care gestionează dosarul de insolvabilitate a fabricii de sticlă Cristal Flor. Pe dânsul nu îl interesează lucrul ăsta, el nu a văzut nimic suspect. Dar tot în acel raport al CNA se menționează faptul că, începând cu 2005, cel puțin, aveau loc tranzacții de spălare de bani, la fel ca și în cazul laundromatul rusesc, prin emiterea hotărârilor de judecată, prin care banii de la firmele rusești erau transferate în jurisdicții offshore, în baza deciziilor de judecată ale Republicii Moldova. Mecanismul pe care îl foloseau atunci acești cetățeni, printre care și Platon, era faptul că pentru a evita achitarea taxei de stat, acele de 3%, în judecată în Moldova se adresau o companie care se afla în stare de insolvabilitate și solicita amânarea plății taxei de stat. Mai multe vă rog să găsiți în studiul nostru, noi o să-l publicăm în curând pe site. Suntem cam în un pic presați de timp, așa că o să ne mișcăm ceva mai repede. La fel, o altă schemă pe care am deconspirat-o noi destul de norocos, pur întâmplător, după ce a fost efectuat așa numitul audit al calculelor în 2015, în septembrie-octombrie. Acolo am găsit că Moldova Gaz cheltuia anual, cel puțin în anul 2015, 90 de milioane de lei anual pentru asigurarea rețelelor. Acești bani la fel nu erau incluși în tarif. La cursul de atunci noi vorbim de circa 4 milioane jumate de dolari anual, care se duceau la companie de asigurare din Moldova, încă nu știm care. În mod normal, dacă numai costul asigurării 90 de milioane de lei, plata despăgubirilor probabil depășește 1 miliard de lei cu certitudine. Nici o companie din Moldova nu poate plăti așa despăgubiri, respectiv se face reasigurare la o companie internațională care are patrimoniu mult mai mare. Păi iată, problema este că asemenea scheme prin care
să plătesc bani mulți pentru o asigurare și reasigurare nu se face, pentru că acolo trebuie să transferi practic 90 ceva de procente din tot venitul ăsta, îl transferi la compania străină. Iată, această reasigurare nu se face și banii rămân la compania de asigurări din Moldova. Și dacă se întâmplă ceva, compania de asigurare din Moldova spune că ei, dar noi n-am făcut reasigurare, nimeni nu ne-a controlat și așa mai departe. Deci ANRE-ul nu a acceptat aceste cheltuieli în tarif, respectiv Moldova Gaz nu are cum să le compenseze, nu are cum să le pună pe spatele nostru. Însă, achitând asigurarea, Moldova Gaz a rămas datoare pentru furnizori. Pentru că acești bani nu erau prevăzuți în tarif. Respectiv, iată, cu 90 de milioane de lei a fost majorată iarăși datoria la gaz. Cred că asta o să o spunem cu altă ocazie deja. Ce am vrut să mai accentuez? Pe parcursul anilor nu s-a efectuat nici un audit la Moldova Gaz de la momentul înființării și practic nicio guvernare nu a fost interesată să facă ordine. În anul 2001, Parlamentul a dispus ca să fie efectuat un audit de către Curtea de Conturi la Moldova Gaz. Este o hotărâre de Parlament, unde sunt descrise multe încălcări, fraude și iată, trebuie să examinăm și procuratura să ia măsuri. Șeful misiunii de audit atunci, a Curții de Conturi, era domnul Șoitu. În 2001, după ce s-a schimbat guvernarea, au venit comuniștii la putere, în luna martie a fost întrerupt auditul înainte de termen. Și raportul, măcar acel preliminar care era Curții de Conturi, nu a fost examinat de Parlament. În schimb, a fost intentat dosar penal pe domnul Șoitu și dumnealui a fost concediat de la Curtea de Conturi. Probabil pentru că și-a băgat nasul în un treb. Și acolo erau să iasă prea multe familii și nume în acel raport. Și prea mult trebuie să-i pui la judecat, la pușcărie. Acum dosarul este la CEDO, sperăm că domnul Șoitu să aibă câștig de cauză, da, să-și apere. Procedură de examinare. Așa. Bun. Iată, asta a fost prima tentativă de a încerca să facem ordine la Moldova Gaz. Revenim la 2012. ANRE emite 4 hotărâri, fraude 20 de milioane de dolari. Ce s-a întâmplat atunci? Haideți să vedem. Reiterez că directorii ANRE sunt numiți de Parlament, deci ei sunt practic la nivel de miniștri. Iată, prima hotărâre a ANRE a fost emisă pe 27 martie 2012. Peste 2 săptămâni, pe 10 aprilie, are loc o tentativă de asasinare a domnului Nicolae Răileanu, fost director ANRE. În mașina lui a explodat o grenadă. Slava Domnului, dumnealui a rămas viu și îi dorim mult sănătate. Sperăm că ne privește sau ce opțiune va urmări conferința noastră. Cazul acesta nici până ziua de azi nu este investigat. De multe ori voi vedeți că se fac tentative de asasinat a ministrilor, a șefilor instituțiilor de stat și organele de închetă iar nu sunt interesate în lucrul ăsta. Așa. Și la fel am avut în 2015-2016 cel puțin 3 percheziții la Moldova Gaz pe care le-a făcut procuratura. Mult tam-tam, camere, știri, rezultat zero. Așa. Deci, practic, noi vedem că lipsește un interes din partea autorităților de stat să investigheze fraudele de la Moldova Gaz. Domnul Șoitu, dumneavoastră aveți două intervenții, vă rog, dacă se poate. Deci, cel mai trist și al mai revoltător lucru care s-a întâmplat în societatea pe acțiuni sau la capitolul administrarea sectorului de gaze Republicii Moldova este că pe parcursul anilor nici un prim-ministru, nici un ministru economiei, nici un organ de control, fie Curtea de Conturi, fie CNA sau Centrul de Corupție, cum se numea mai înainte, au fost sau ca păpușarii acceptau orice valoare a datoriilor față de Gazprom. Dar cel mai grav, după mine, este că în conformitate cu programul de gazificare au fost construite din contul cetățenilor Republicii Moldova și a bugetului de stat, contra statutului Moldovei Gaz, a fost investite peste 3 miliarde de lei la dezvoltarea infrastructurii sectorului de gaze.
această valoare sau acest patrimoniu și astăzi este suspendat. Vreau să zic că nu este luat la evidență de către autorități și nici nu încearcă să aibă. Dar la momentele când apar probleme referitor la datorii de gaz, neverificând aceste datorii, conformându-se unor datorii inventate, domnul Dodon ies în fața, conform protocolului respectiv, și promite, sunt niște date la domnul Tofilat, și promite că noi, în contul datoriilor respective, vom depune patrimoniul privat al cetățenilor, construit din contul cetățenilor, și a statului care nu are nicio atribuție cu Moldova Gaz. Întrebarea. Dar cu care drept domnul Dodon face aceste promisiuni? De ce el atentează la proprietatea privată a cetățenilor care constituie mai mult de 2 miliarde de dolari? Ori în această situație, când vrei să rezolvi problema în felul următor, trebuie să ai decizia consiliilor administratorilor publice locale de nivelul 2, din fiecare, pentru că responsabil de ceea ce se întâmplă în autorități publice locale de nivelul 2 sunt doar autoritățile respective. Are domnul Dodon această decizie de cedare a acestui patrimoniu cât de gaz prop? Evident că nu-l are și nu-l va avea niciodată. De aceea noi am adus studiul ăsta pentru a atenționa spațiul public să vadă ce se întâmplă în această ordine de idei și să aplicăm toate măsurile. Eu am spus și vorbim cu domnul Tofila și am spus în felul următor. Nici o guvernare, indiferent de culoarea politică, nu are dreptul să achite aceste datorii care inventate de Dodon de 443 de milioane de dolari, atâta timp până nu se efectuează un audit și stabilirea corectă, concretă, a unor datorii conform datelor evidenței contabile. În caz contrar, asta se numește altfel decât achitarea unor datorii. Mă refer la două subiecte pe scurt, încă tot în acest context, și cu asta finalizăm, pentru că suntem presați de timp. Deci, prima chestie care vreau să menționez, care este abordarea autorităților, guvernanților din Republica Moldova? Ce facem noi cu datoria malului drept? Iată, în protocolul ultimei ședințe a Comisiei Mixte de Moldorusie este menționat la pagina 6, punctul 3.2.2. Урегулирование задолженности АО «Молдовагаз» по контрактам с «Газпромом» без учета долга потребителей Приднестровья. Pe lângă faptul că trebuie incluse în tarif devierile tarifare, trebuie întreprinderile din complexul termoenergetic să-și achite datoriile față de «Молдовагаз», acolo tot sunt peste 2 miliarde jumate de lei. Păi iată un punct aici este поиск других способов и форм погашения долга, включая имущественный. Cu alte cuvinte, guvernul Moldovei vrea să transmită niște patrimoniu Gazpromului în contul achitării datorii, fără a se clarifica care de fapt este suma datorii. Este și un raport sau o propunere, un concept al Ministerului Economiei, semnat de domnul Lazar, care la fel presupune transmiterea gazoductelor construite din banii publici, din banii cetățenilor, începând cu 2001. Denumire, măcar să știți. Da. Poate și amintește domnul Lazar. Da, poate domnul Lazar și amintește. Informaționă zapiscă, представляющая видение молдавской страны по комплексному подходу для решения вопросов, касающихся сотрудничества с газовой и топливно-энергетической областях. Și acest document și de tot domnul este folosit la întâlniri. Deci, ministrul Lazar, bun, cred că nu era inițiativa lui, propunea transmiterea gazoductelor construite din banii cetățenilor, din banii primăriilor și a bugetului de stat, către Gazprom pentru achitarea datoriei. Același lucru este... Da, două minute și finalizăm. Okay. Același lucru este propus și de președintele Dodon. Este un interviu din 21 noiembrie 2016 către Interfax, îl găsiți pe internet. El la fel propune transmiterea gazoductelor a noastre, a cetățenilor și a guvernului pentru achitarea datoriei. Problema este că, în primul rând, cetățenii care au contribuit cu bani la construcția gazoductelor nu au primit nimic în schimb. Ei trebuie despăgubiți. Asta este patrimoniul lor inclusiv. Asta e primul lucru. Și a doilea lucru.
tot ce ține de administrarea bunurilor unei localități, asta intră în atribuțiile strict al Consiliului Local. Deci Consiliul Localității decide ce să facă cu aceste gazoducte. Lucrul ăsta este stipulat în 4 legi. Și îi sugerăm domnului Dodon și domnului Lazar și altor cetățeni care se gândesc să transmită acest patrimoniu Gazpromului să citească foarte bine legea. În caz contrar, noi să mergem cu domnul Șoitu pe la toate primăriile, am mai făcut lucrul ăsta și o să ne apărăm dreptul nostru. Asta e primul lucru care am vrut să-l menționez. Și doi. Iată, după toate aceste fraude care au avut loc la Moldova Gaz, în complexul termoenergetic, complexul de aprovizionare cu gaze, în rezultat noi avem următoarele. Cei care au încercat să facă ordine, domnul Șoitu, domnul Răileanu, alții, s-au trezit cu dosare penale sau au fost atentat la viața și securitatea lor, iar directorii, conducerea Moldova Gaz a fost decorată. În 2012, prin decretul numărul 318, președintele Nicolae Timofti îi oferă ordinul Gloria Muncii lui Alexandru Gusev. În 2017, pe 3 septembrie, prin decretul 362, președintele Dodon îi oferă ordinul Gloria Muncii adjunctului lui Gusev, Iacov Cazacu, pentru succese remarcabile în fraudarea consumatorilor. Iată, cam asta e atitudinea guvernanților. Da, acest deținător al Gloriei Muncii Gusev, asta e fugare. Interesant. Bun. Lucru. N-am reușit să acoperim partea ce facem mai departe, concluzii și recomandări. O să le găsiți în studiu. Pe scurt, o să comentez partea de aprovizionare cu gaze. Deci, obiectivul principal este să scăpăm dependența față de gazele rusești. Pe partea de aprovizionare cu gaze deja stă mai bine. Moldova Gaz, anul trecut, în jumătate de an, a făcut ceea ce timp de 30 de ani nu s-a realizat. Acum avem posibilitatea să luăm gaz în regim revers și ăsta este un lucru foarte important. Pe partea de energie electrică, deocamdată rămânem dependenți de regiunea transnistreană și centrala termoelectrică moldovenească, care lucrează pe gazele rusești. Din păcate, timpul a expirat. Vă mulțumim, dar o să continuăm acest subiect, să-l mediatizăm. Mulțumim.